Daniel Botănoiu este noul președinte al Asociației Fermierilor Români. Astfel, conducerea executivă a AFR este asigurată de un birou executiv format din 5 membri. Președintele Daniel Botănoiu, alături de cei 4 vicepreședinți, Ion Cioroianu, Rădulescu Milica, Viorel Nica și Ionel Arion. Noul președinte al AFR a ocupat de-a lungul timpului numeroase funcții importante în agricultura românească, fiind timp de mulți ani secretar de stat în Ministerul Agriculturii, președinte al ProAgro, dar și director al Federației Naționale a Producătorilor Agricol din România. Odată cu alegerea sa, Daniel Botănoiu a scris un mesaj de mulțumire pe pagina de Facebook, în care vorbește despre planurile pe care le are ca președinte al AFR. De asemenea, a subliniat greutatea funcției în contextul în care îi calcă pe urme regretatului Adrian Rădulescu. Citez: deși sunt onorat de această nouă provocare, vă recunosc cu mâna pe inimă că nu-mi este ușor, chiar dacă fostul președinte nu mai este alături de noi, va avea mereu locul său în sufletele tuturor. De altfel, mă voi gândi mereu la cum ar fi făcut el, ce soluții ar fi găsit. Voi milita pentru ca produsele românești să-și găsească locul bine meritat, nici de cum la gunoi. De asemenea, îmi voi pune la dispoziție toată pregătirea profesională și experiența de fermier în slujba noastră a tuturor.